Deci ăsta este super pickaxe-ul. Ăsta așa. Oh, nu! Bă, să mă bată tata! Dă like chiar acum și o să ai 10 ani de noroc în Minecraft să găsești și tu asemenea cave-uri. Dă like chiar acum. În videoclipul de astăzi o să facem o chestie destul de interesantă. O să avem toate crafting-urile din Minecraft să fie extreme, foarte extreme. Adică, vedeți oița asta de aici? Nu o să știe ce a lovit-o. Literalmente, nu o să știe ce a lovit-o. Adică, o să creadă că a venit Moș Crăciun. Dar chiar mai e puțin și vine Moș Crăciun. Ce vreți să vă aducă moșul? Scrieți în comentarii. Și, what the fuck? Și... De ce se întâmplă asta? Nu știu. Dar nu o să stau să întreb. Fiți atentă. Prima chestie pe care trebuie să o facem noi în acest videoclip este să facem un pickaxe extrem de mare. Un pickaxe gigantic. Da? Un pickaxe extrem. Este un pickaxe diferit de cel normal, bineînțeles, că este extrem. Așa că o să trebuiască să craftăm 36 de pickaxe-uri de lemn. Ce înseamnă chestia asta? Adică un inventar plin cu pickaxe-uri de lemn. Deci o să avem nevoie destul de mult lemn, așa că trebuie să ne băgăm aici la farmat. Posibil astea să fie suficiente bucățile astea de lemn, 40 ceva de bucăți de lemn, nu știu dacă mi-ajung, deși ar trebui. Ia, facem crafting table-ul să vedeți, să-l vedeți pe astea, uite. Uite mă, uite, nu ăsta, stai, uite ăsta, mamă, deci 36 de pickaxe-uri de lemn. Ok, hai să vedem. Deci, țâc, și mai avem aici alte nebunii, alte zăpăceluri, să vedeți mai încolo. Stai două secunde, 36, deci 64, deci cred că am folosit prea multe de-astea. 42, suficient. Stai două secunde să aruncăm astea. Bun, deci avem inventarul plin de din astea. Bun, iar acum, fraților, fiți antenă. Hai să-l arunc și eu pe undeva pe aici, uite aici. Hâț. Le aruncăm pe toate, ia, bong, le aruncăm super mega repede și am primit super pickaxe. În primul și primul rând, uitați-vă la el cum arată. Deci ăsta este super pickaxe-ul. Pickaxe-ul care o să ne norocească lumea. Stați să vedeți. Trebuie să-mi iau și eu lemnul ăsta de aici și toate zăpăcilele astea pe care le am. Să-mi sparg crafting table-ul ăsta și să merg, nu știu, uite, mergem... uite, mergem aici și spargem ăsta așa. Oh, nu! Bă, să mă bată tata! Să dea cu set în mine. Bă, câte chestii am luat aici. Cupru, iron. Uite, gold. Ok, ia să le tragem pe dreapta. Mamă, deci am nenorocit un chunk întreg, ești nebun. Vine apă pe acolo, poți să spune că putem să și ieșim de aici dacă e ceva. Ia, hai să luăm astea de aici, să le luăm pe toate. Ia, diamante am luat? Bă, niciun diamant nu vine să cred. Deci am dat pe lângă diamante? Deci nu vine să cred că în ceancul în care am săpat noi în chestia asta, noi sunt diamante. Sunt acolo foarte, foarte puține, dar nu sunt suficiente. Bă, astea la alte... Mai sunt alte chestii pe aici de făcut. Uite ăsta. Pickaxe. Mamă, deci câte din astea? Deci 2, 4, 6, 8, 10 pickaxe-uri. Deci 10 pickaxe-uri de iron, 4 de diamond și 5, nu, și 4 de gold. De 10 de iron. N-ar trebui să fie greu. 10 de iron. Uite, deja avem 8. Și cred că dacă ne mai primăm puțin pe aici, putem să facem pentru toate bucățile astea de iron, să facem alea 10. Ăla de diamond o să trebuiască să-l facem. Este puțin, am luat de aici. Alea de diamond, dar deși uitați-vă că avem diamond aici, deci pot să... suntem relaxați, ești nebun. Și ce am observat? Am observat că pickaxe-ul ăsta se aproape distruge tot. Ia, dacă îl spargem ăsta, sparge și pe asta de aici, ok. Fair enough. Mamă, luăm toate astea de aici. Le luăm și noi gold-ul ăsta nebun. Ia, hai să nu distrug astea pe aici, dar văd că... Bă, nene. Deci cam puțin distruge aici, nebun. Lol, ce țăcălaie. Și acum trebuie să luăm și noi gold acum. Bă, ești nebun? Doar atâta? Ei, yo, hashtag țeacă. Hashtag țeacă, ești nebun? Diamantele alea trebuie să le luăm. Și gold-ul și am terminat. Deci deja pentru două pickaxe-uri avem, mai ne trebuie pentru încă două și ăla e. Măi, aleu, ești nebun? Cam greuț, dacă mă întrebați pe mine. Ia stai să văd cum pot să ajung și eu aici. Că ăsta de diamond de aici e mai important, să zic așa. Că de astea avem nevoie mai multe. Stai, câte pickaxe-uri? 3, 1, 2, 3 din astea.
4 din astea. Ah, deci ok, de astea de diamond avem. Dar hai să nu noi mai multe, că poate ne facem și o armură, poate facem și noi chestii mai interesante cu asta. La gol va fi nevoie de tras pe dreapta puțin mai mult gold line-ul, dar văd pe acolo, văd pe aici. Deci suntem ok și cu gold-ul, frate, adică nu avem probleme. Dar nasol, frate, că ăla l-ai folosit de două ori, pickaxe-ul ăla extrem de lemn, l-ai folosit de două ori și după aceea ceau. Pa, adios. Mi s-ar fi părut mai Caterin că să-l fi folosit de mai multe ori, știi? Au, lol, uite, asta văd că ne ia tot ăsta din start, ne-l topește. Uite, vedeți, fiți anteni, uite. Ăsta ne-l topește. Ăsta l-a făcut, ăsta l-a făcut. Bine, dar nu ne-l și dă. Ok. Am înțeles, tăti strățu. Mama mea. Aproape să-mi ierles și eu. Bun, hai să vedem, puteți să facem ăsta acum? Ia stai două secunde, unde era crafting table-ul? Uite aici era crafting table-ul, ia să vedem. Deci, ăsta de diamond, putem să facem 4 de diamond, da? 4 de diamond era, 10 de iron, două secunde, să luăm și astea de aici, 10 de iron parcă, 10 de iron, hai că facem și acum repede, repejor, 10 iron și 4 gold. Du-te să mă rugă și noi din prostiile astea, că avem mult prea multe prostii în inventar. Și 10 de gold line-ul. 4 de gold și astea. Ok, bun. Și dacă le aruncăm pe undeva pe aici, hai să le aruncăm aici. Deci țăc, 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 țăc. Așa. Țăc, țăc, țăc. Și ne-a dat, fiți antenă, unul din 7 super craft. What? Supercrafts completed. Ok, bro. Putem să facem cu trident, putem să multi-tool. Ia uite-l pe ăsta. Să bă bată tata, multi-tool, ești nebun? Ăsta cred că e Caterin că rău de tot. Ia, ăsta ce face? Right click to throw. What? What? Uăleu. Ia. Poți să mă bag cu ăsta? Bro, what? Hai să luăm astea de aici. Ei, yo! Ăsta sparge și... Bro, sparge și bedrock-ul ăsta aici, nebun. That's nice. Da, dar pus șelea în față să nu mi explodeze ăsta în cap. Lol, ce tare! Hai să vedem următoare. Cum putea noi să facem rost... Mamă, Eye of the God, vai de capul meu. Și totuși, ca să avem și noi acolo niște arme și chestii, ar trebui să facem chestia asta cu sabia. Unde e bebiță sabie? Bebiță sabie, uite asta. Deci avem nevoie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de sabii de iron. Câte de gold? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de gold. Ok, ăsta de iron, ok, 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 ok. Deci avem nevoie și de o grămadă din astea, 20 de iron, 12 de ăla. Ok, păi știi ce facem? Fiți atenți ce putem face. Putem să facem următoarea chestie. Să mai mergem pe aici, să mai tragem pe dreapta minereurile astea, că sigur mai avem nevoie de minereuri. 100% mai avem nevoie de minereuri. Uite, gold, luăm o grămadă gold, luăm și o grămadă diamante, iron o să mai fie nevoie. Gold văd că avem suficient pentru ce facem noi pe aici momentan. Iron ar trebui să mai tragem pe dreapta aia. Dacă dau așa în sus, ia dacă dau așa în sus, cade ăsta pe aici? Cadem iron-ul, ia uite-l. Cu tot, cu gold, cu de toate. Păcat de experiența asta. Nu știu dacă o să putem să folosim iron. A, 30 și ceva de bucăți de iron e suficient ca să facem 20 din ele. Uite, 44. Perfectos. Perfectos, Gepetos. Trebuie să o notăm pe aici, lol? Ia stai că mai sunt și pe aici niște nebunii din astea. Hai că tragem și pe astea pe dreapta. Bine că am găsit pepeni ăștia, că altfel muream de foame pe aici. Ar trebui să mai tragem pe dreapta mai mulți, că nu avem deloc și m-am trezit că eram prin cave cu niște zombie și mă băteau aia pe acolo și mai aveam puțin și muream. Dar e ok. E ok că am găsit pepeni ăștia și până găsim altceva mai bun, sunt suficient și ăștia. Deci 20 de din astea avem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hai că le-am mai făcut și pe astea. Deci 20 de obrăznicături din astea avem, trebuie să mai facem parcă 12 din alea de gold,
12 de gold. Trebuie să punem astea aici, 12 de gold. Perfect. Și 4 de diamond. 1, 3, 4 de diamond. Perfect. Le aruncăm și pe astea. Și avem, fiți antena, avem acum super sword avem, care ăsta, oh my god, Doamne, dacă dăm click dreapta, stunts nearby mobs, deci le dăm stun la mobi, dacă dăm cu ăsta așa, cu click dreapta. Ok, ia să testăm, hai să testăm. Uite, sunt niște creeper pe aici, ia să vedem. Uite, l-a blocat și pe ăsta. Nu poți să crezi și mamă, vezi cât dă one shot chestia asta, holy. What? Deci dacă o ținem în mână, sau nu, dacă dăm noi click dreapta, se face gheață în jurul nostru. Ei, hey, yo, cât de tare e chestia asta. Bă, asta chiar e mega tare. Puteți să mergem pe ocean fără probleme. Bun așa. Bun așa, îmi place. Îmi place. Bă, știu că mai aveam o chestie în aia cu trident. Stai să vedem, stai 2 secunde. Stai, mă, Rocky. Halo, Rocky. Gata, liniștește-te. Știu că aveam o chestie pe aici, fiți antenă, cu un trident din ăsta obraznic. Arunci cu 100 de... Mamă, și tridentul, am impresia că se făcea cu de-asta, de sabie de diamond. Se făcea cu, în data pe acolo, se făcea cu niște chestii de diamond. Niște sabie de diamond. Ia, stai 2 secunde să facem niște de-astea. Sabie de diamond. Parcă, hai să facem cât mai multe, că am impresia că avem nevoie de... Hai să facem cât mai multe, ce să mai, că nu strică cu nimica. Punem ăla acolo, stai să vedem. Tridentul ne apare pe undeva pe aici, uite, trident. Dar nu ne apare, mă, frate. What? De ce nu vrea să-l ia? Că parcă așa era. 9 din astea, nu? 1. Ia să vedem. 2. Avem, cred că avem nevoie de mai mult diamond, sincer. 4. Hai că sunt multe oricum. Hai, totuși că am rezolvat și cu tridentul ăsta, le-am făcut pe toate și avem 100 de tridenturi. Ăsta, când dai cu el, face 100 de zăpăceli. Ia, dacă dăm cu ăsta... Oh my god! Oh my god! Ce-a fost, bă, aici, nebun? Și uitați-vă și voi cum arată chestia asta. What the fuck? Roata norocului, băieți. What the fuck? Uite-te la chestia asta cum arată. Doamne, cât de OP cree, este zăpăceala asta, ești nebun. Este extraordinar de OP treaba asta. Holy fuck. Am o idee, fiți antenă, trebuie să găsim neapărat un... Stai. Un din ăsta, cum se numește? Un mineshaft. Stai 2 secunde. Kill, around, e, type, egal, item. Așa. Că altfel ne omoară calculatorul chestia asta. Stai că dăm... Trebuie să găsim un mineshaft undeva, frate. Asta e șmecheria, că trebuie să găsim un mineshaft undeva. Dar din câte văd pe aici, nu prea avem baftă. Lasă că mai bine ne plimbăm și noi. Ah, uite, bă, mineshaft. What? Super bow? Ăsta e un extreme bow sau ceva de genul. Right click to shoot crazy nu știu ce. Stai, ce? What? De ce să pun atât de instant, dude? Ați văzut? Ia, fiți antenă. Oh my god. Oh, ouleo. Mă, în cava-aș guriţica voastră de youtuberi. What the fuck? Dacă toți suntem aici, ia să ne facem și noi niște armuri. Să stăm și noi liniștiți puțin. Că, nu știi, frate, cu ăștia. Să facem și o găleată cu apă. Să fie, știți că am eu nebuneala mea cu găleata cu apă. Și alte chestii ar trebui să mergem să facem rost de un lac din ăsta de lavă. Clar îl găsim ușurel. Mama mea, câți pești pe aici. Gata, am făcut rost de ăsta. Ia să vedem dacă ne aruncăm aici. Suntem ok aici, bun. Perfect. Ia dacă tragem un ăsta, îl denorocim. Mamă, vai de capul meu. Bă, chiar că îl nenorocim. Așa, am făcut armură. Ce mai urmează să facem? Ăsta mi se pare tare, dar trebuie să strângem foarte, foarte multe perle. Barca asta nu ne interesează, că e o barcă clasică. Uite ăsta, multitool, ăsta mi se pare tare. Dar cred că se face, uite și ăsta,
super Apple. Ăsta mi se pare posibil de făcut, sincer. Mi se pare super posibil de făcut. Nu știu cât de mult ne poate ajuta dacă spargem pe ăsta așa. Uite ăsta, zi, pânzele astea, nu știu cât de mult ne ajută. Dacă dăm cu ăsta așa, stai, cu ăsta așa, nu distruge, nu distruge, nu ne dă mere, știi? Asta e problema, trebuie să le farmăm noi. Da, e ok. Și haideți să vedem acum dacă reușim să facem cu merele astea ceva. Ia, așa. Trebuie să facem golden apples, trebuie să le facem. Golden apple, oh my god. Bro, trebuie să facem rost de mai mult din ăsta, mai mult gold acum. Nu-i problemă, o zic de parcă aș avea o problemă cu chestia asta. Adică dau click dreapta de câteva ori și gata, atât. Ești nebun? Mamă, s-a dus. Cum era, cum era să mor aici, să-mi sparg picioarele? Să-mi rup picioarele aici. Uite, gold aici. Opa, mamă, era, mamă, era să mă duc în lavă. Vedeți ce bun era ăla de... găleata cu, cu apă? Era bună găleata. Și aveam aici, uite, dar stai să țin niște așa. Că nu știi niciodată, you never know. Opa. Oameni, cât de repede spargem. Dude, noi spargem și cu ăsta așa? Sau avem pentru câteva secunde? Ei, hey, eu. Cred că pentru câteva secunde, sincer. Ia, aici. Dă și nouă goldul. Sărumina. Sărumina, stăpina. Ia să vedem. Haide, tată. Unde e, mă, goldul ăla? Așa. 15, deci mai avem nevoie de încă pe atâta. Pe puțin încă pe atât. Mamă. Vezi că ăsta ne-a damblagit rău de tot cu, cu goldul. Ne-a damblagit rău de tot. Hopa, nu asta. Ăsta. Ne-a damblagit rău de tot cu goldul ăsta. Am ajuns la bedrock. Cred că ar trebui să plecăm de aici, că picăm în void. Cam picăm în void dacă mai stăm pe aici puțin. Ia, deci... Opa! Deci noi mai, mai în sus așa să dăm, gen. Uite așa. Mama mea. Este hâț. Și luăm, luăm tot goldul. Hai, tată. Tot goldul ăsta. 49 de bucăți. O, frate, da. Repede se duce goldul, ești nebun. Dă două secunde să facem încă un crafting. Avem oricum o grămadă zăpăceli inutile la noi în inventar. De exemplu, redstone nu face nica cu redstone acum. Ia, câte din astea? 6. Păi, de capul meu, băi, nene. Deci prea, prea puțin gold avem. Și ar fi gata. Am dat kill să omorâm entitățile astea, care au, se făcea prea mult lag. Ar cam fi gata. Astăzi să vedem, le punem astea 3 într-o parte. Am făcut mai multe decât trebuia. Și dacă le aruncăm pe jos, avem fița antenă. Super golden apple. Și dacă îl băgăm... Mamă! Astea le avem infinite sau a pentru câteva? Uai, nu pot să cred. Deci am, astea le aveam pentru câteva secunde, dude. Ok, am crezut că le avem permanent după. Dar dacă se termină timpul ăsta, oare le mai avem după? Nu știu ce să zic, sincer. Nu, posibil să nu. Posibil să nu. Bă. Doamne, mi-ai de damage, nebun. A, ba, da, uite. Ei, yo, poți să-l folosești. Bun rău și ăsta atunci. Bun rău și ăsta atunci, vere. Bun rău, 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 rău. Păi e bine, mă, frate, atunci. Eu m-am speriat, am crezut că-l folosesc o dată și gata. Dar nu, e perfect așa, frate. Și acum, haideți, fraților, să batem și noi Minecraft-ul, să batem dragonul, dacă putem. Ia stai două secunde, vreau să testez o chestie. Vreau să testez o chestioară. O chestioară vreau să testez, ea. Te-am blagit, mă? Ia. Mamă, batem tot, frate, cu chestia asta. Stai acolo, frate meu. Păi, suntem buni rău de tot înseamnă. Ia, hai să facem așa și noi. Hăți, 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 hăți. Găsim și noi lavă pe undeva pe aici? Perfect. Fix de, fix de ce aveam nevoie. Este să mai luăm și noi niște gold de aici. Poate folosim la trade-uri cu piglinii. Da. Hai să vedem. Hai să facem și noi ăsta aici. Super, dar nu vreau asta, dar mă rog. Nu cred că îmi doream lucrul ăsta, dar mă folosesc și eu de ce pot de pe aici. Așa. Facem și noi portărescu. Hai să punem și noi ăsta așa. Pe domnul Portărescu, îl facem clasic. Știți cum ne place nouă, clasic. Hăț, hăț.
Am apa de aici. Punem și jos. Sunt și eu prostul familiei. Efectiv. Prostul clasei, prostul familiei. Gata, tată, lasă-mi și mine să fac aici talent. Să pun și noi sub astea, că altfel nu cred că facem rost. Gata, hai că facem aici rost. Gata. Aoleo, mama mea. The fraier. The YouTuber noob. The Minecraft. YouTuber noob de Minecraft, bă, băiatule. N-ați pomenit așa ceva decât la mine. Hai că le-au și pe ăsta aici. Ăla l-am pus mult prea în spate. Te putea și mai așa, mai în față, dar... Ce să și faci, mă, vere, mă? N-ai ce să-i și faci. Că, ui mei. Ia, te complici, ia. Îți și gata. Luăm ăla de acolo. Și acum un flint ceva, dacă putem și noi să găsim. Ar fi extraordinar. Da, cam greu. S-a craftat și flint în stilul ăsta. Hai să intrăm și nether și să vedem cum e nether-ul, frate. Hai cu nether-ul ăla puternic. Bun. Power. What the fuck, dude? Păi aici, nene. Doar atâta. Ești nebun? Ia, dacă spargem ăsta, se întâmplă ceva? Eu nu vreau să-l sparg, sincer. Sunt curios să văd cum se întâmplă și ce se întâmplă dacă facem chestia asta pe un... din ăsta. Pe un... oh my god. Salut. Salut, băieți. Hai de capul meu, ce lag e. Ce lag e aici. Mă, ce vrei, mă? Tu ce vrei? Ăsta a rămas și el aici. Doamne, ce se întâmplă aici? Îți? Se întâmplă astea blocuri de gold? Ia, să nu și noi blocurile de gold. Un bloc de gold. Exact, ce aveam noi nevoie? Asta a vrut să văd ce se întâmplă pe aici dacă facem asta. Aha, deci se întâmplă zăpăceala asta, ok. Fair enough, fair enough. Era un ancient debris acolo. Opa, ho, ho, ho. Oh, mă, spargem asta instant. Am uitat. Ce zăpăceală și pe aici, ești nebun. Frații mei, să ne întoarcem acasă. Am făcut rost de Eye of Ender, am bătut Enderman, am bătut pe acolo chestii, nu e asta problema. Și unde, Dumnezeule mare, este ăsta? Portalul. Știu că portalul nostru parcă era pe la 100. Cu 100 parcă era. 100 cu 100, ceva de genul pe undeva pe aici, cred. Mă, dar am falling damage, dude, what? Eu acum am observat că n-am falling damage. Lol. Ce țăcălaie. Ce țăcălaie. A, uite portalul. Perfect, perfect, perfect. Și se poate să bată și noi dragonul ăla. Și întâmplarea face cu că nu suntem chiar atât de departe. Satul ăla de savană pe undeva prin zona aia și noi am venit puțin și aparent pe aici este. Ia stai două secunde să săpăm și noi pe aici, dar să încercăm să nu lovim portalul. Uite-l, 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 ia. Ia să vedem. Ia să avem grijă. Mama mea, ești nebun. Holy fuckaroni. Holy pacaroni. Du-te, bă, în puii mei și lasă-mi pia. Gata? Lăsați-mă în spana cu meu în pace. Doamne, ferește-mă. Ia. Muriți odată, Dumnezeule mare. Kill around E type. Nu, nu, stai mă, stai mă. Mamă, deci hai că mă bat ăștia de mă rup. Time, type, item. Ia să vedem. Du-te, bă, în spanac și tu. Aduceți-vă, mă, în puii mei, toți. Lăcârnați. Doamne, m-am rămas blocat la Damocles aici. Gata, 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 hai, hai. Uite aici, uite, 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 uite aici. Dumnezeule mare. Câți de ăștia mai să-ți iau? Uite, două ochiane puse acolo deja, nici nu ne mai interesează. Ia să luăm ăștia. Să le punem aici, că făcuse mult prea multe noi, sincer. Gata, mă, frate. Așa, să le aruncăm când avem ce face. Și nu vine să cred. Bă, vedeți, mă, dar e bine să nu vă folosiți toate ochianele. Eu le-am folosit pe toate, le-am făcut toate, mi-am aruncat tot ce era acolo și aia a fost. Mamă, și acum trebuie să facem un pui meu din asta. Bun, și acum cred, sincer vă zic, cred că dacă folosim arcul ăsta, îl damblagim pe dragon. Sincer vă zic, cred că dacă îl folosim, îl damblagim pe dragon. Nu e așa, dragonașule? Stai două secunde, dacă mănânc ăsta... Opa. Dă-mă tată ăsta. A, perfect. Nice.
Dacă, deci dacă dăm cu arcul, cred că v-am spus, cred că îl dăm la gym. Ia. Putem să dăm în el cu arcul? Actually, nu cred. Ia, dacă dăm cu astea așa încolo în sus. Mamă, a distrus ăla. Nice, nice, nice. Distruge ăsta, mă. Ia, dacă dau cu arcul așa. Nu. Dar dacă dau cu tridentul, ia. Mamă, sunt o atâta. Hai că... Hai, dragonașule, gata. Deci era de acolo, nu știu ce a făcut. Și l-a distrus, și l-a distrus. Vă zic sincer, nu știu ce se întâmplă pe aici. Păi la văd că îl distruge. Pe unele distruge, pe unele nu. Nu înțeleg. Ia. Deci distruge doar astea, mă. Ia, fii atent. Fii atent că distruge doar unele chestii. Ia, dacă dăm unul ăla, nu. Nu lovește. Trebuie să mergem noi personal să dăm mâna la aici, nebun. Să dăm mâna astea, ia. Ia, dacă dau unul ăsta așa, mă nenorocește. Nu mă nenorocește, sunt ok. Dar cum va avem geam boost-ul ăsta obraznic rău de tot. Ia, fuck. Bun. Bă, vezi că e bine rău. Vezi că e bine rău ce facem aici, ia. Hop. Ia, hop. Nu vine să cred. Ia. Țic, 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 țic. Și spage și pe ăsta. Bun. Dar știi care e chestia? Cred că dacă vine dragonul, dacă vine aici la ăsta, la părci, nu cred că are ce să ne facă. Iese repede, 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 repede. I-am dat damage. Nice. Mai așa, frate. Deci asta e bătaia noastră cu dragonul aici, nebun. Vine la părci obraznicul? Vine la părci obraznicul. Ia să vedem. Ia, dăm damage așa. Putem să-i dăm damage așa. Ia, dacă dau cu tridentul în sus așa. Hopa. Ia. Dă damage, mă, dă damage sau nu-i dă damage? Nu-i dă damage. Bere, nu-i dă damage, bere. Hai să vedem dacă dăm cu sabia. Bă, vezi că sabia asta dă mult de tot. Ia, fii atent, fii atent. Vino încoace! Că-ți dau capace! Vino încoace să-ți dau capace, bă! Ia. Hopa. Nu pot să cred, dude. Vino, mă, coace, să-ți dau capace, dragonașă. Nașă, dragonașă. Haide, mă, nene. L-am spart și pe ăsta. Trebuie să spargem și pe ăsta de aici, în puii mei, că altfel... Altfel n-ajungem acolo, ia. Aoleu, ce mă enervează, bă, n-aveți idee. Gata, am dat damage. Hai să mai dăm un kill items din ăsta. Cred că mă uită-l, frate, cum face. Oi, mă, vere, mă, ce să ne mai faci. Gata. Lasă așa. Vino să ne batem. N-ajunge, bă, la el. Bă, nene, bă. Ia, că face. Haide, tată. Ia, da, aici. Ia ciocanele de aici. Nu în mine. Ia ciocanele de aici. O vreau, mă. Să-mi poată da ce aici. Opa. Mamă, te rog. Gata. Gata, frate. În sfârșit. În sfârșit, bă, băiatul. Le-am bătut dragonașul. Cu itemele astea nebune, ia. Ce level facem? Facem level? Da, că mai facem level. Că cred că e lag de... Stămâța în coadă, ești nebun. Ia. Opa. Am levelul nostru favorit, că ăla ne place nouă. Levelul ăla ne place nouă. 60 și 70, nu pot să cred. Firar să fie. Cam asta o scripul, băi, și fete, sper că v-am de vedere și ne-am zis data viitoare. Hai, ciao. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă două videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles, dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.